Marina Almășan, primul revelion alături de familia ei completă. Vedeta a petrecut noaptea dintre ani alături de părinți și de fiul ei, după an la rând în care abia reușea să-i vadă în perioada sărbătorilor. Despre regretele anilor trecuți și modul în care se revanșează față de cei dragi, vorbim chiar acum cu Marina Almășan. Bună ziua, Marina! Bună ziua și, în primul rând, un la mulți ani călduros tuturor celor care vă privesc acum și de regulă. La mulți ani, să ai un an minunat și tu, Marina. Voiam să te întreb, cum au fost sărbătorile cu părinții tăi după atâția ani? Este o mică exagerare cu băiatul meu. Băiatul meu n-a fost cu mine din păcate sau din fericire în noaptea dintre ani, a fost cu iubita lui. Iar eu anul acesta mi-am rezervat cel mai special lux cu putință, dacă pot să spun așa, luxul de a fi alături de oamenii care îmi sunt cei mai dragi, oamenii care m-au adus pe lume, care m-au crescut și care mă veghează cu dragostea cu care niciodată probabil nimeni nu a reușit să mă înconjoare. Deci am decis ca anul acesta, fie ce-o fi, voi declina orice invitație venită din orice parte și mă voi dedica părinților mei, rugându-mă la Dumnezeu să mi țină cât mai mult alături. Și vreau să vă spun că, deși revelionul meu n-a fost cu rochii cu paiete și cu spatele gol, n-a fost cu dansuri îndrăcite și cu valsuri frumoase, n-a fost cu caviar și n-a fost cu mâncăruri extraordinare, a fost unul dintre cele mai așezate și mai domestice și mai de suflet revelioane de care am avut parte și n-am nici cel mai mic regret. Am niște părinți numai buni de puși la rană și m-am bucurat foarte mult să stau cu ei în sufrageria copilăriei noastre, să văd că bradul pe care îl făcea tata de când eram eu copil este în același loc, bine, bradul e altul, dar locul este același. Am descoperit globurile pe care le așezam eu cu mânuța mea de copil în pom acum foarte, foarte mulți ani. Și a fost o atmosferă specială și m-am bucurat tare mult că mi-a venit această idee. Idee simplă pe care le-o recomand periodic tuturor celor care își au părinții aproape. Dar până acum, care a fost motivul pentru care nu ai avut suficient timp pentru părinții tăi? Oare și proiectele în care ai fost implicat? Poate că înainte... Am avut în general și am în continuare o viață și profesională și personală plină de provocări, drept care de foarte multe ori finalul de an m-a prins în alte părți decât alături de cei lângă care mi-aș fi dorit să fiu. Am fost de câteva ori și coordonatorul revelionului în direct la televiziunea română, ceea ce a presupus că mi-am petrecut noaptea dintre ani la locul de muncă. Exact, am avut câteodată invitații peste hotare în comunitățile românești să fiu alături de românii care și-au petrecut revelioanele departe de țară. Am fost în alte, ca să spun așa, grupuri de prieteni și de fiecare dată părinții au rămas la capătul celălalt al firului, urându-ne cât mai aproape de ora zero tot binele din lume și de o parte și de cealaltă. Domnul Socace a transmis vreun mesaj fiului sau și ție de sărbători? Exagerăm. după războaiele pe care le-am avut, probabil că nici nu mi-aș fi dorit să primesc mesaje de la domnul Socaciu, pentru că ele ar fi fost încărcate de ură și resentimente. Ori în noaptea dintre ani trebuie să pășești în noul an cu inima deschisă, cu lucruri frumoase, cu vorbe bune. Deci, nu, îmi doresc să știu că, în fine, m-am împăcat cu trecutul și că oamenii care au făcut parte din trecutul meu sunt fericiți acolo unde sunt și că pe undeva păstrează o amintire frumoasă faptului că s-au intersectat cu mine cândva pe acest planetă. Dar acum care este relația dintre fiul tău și tatăl lui? Care este tema acestui interviu? Pentru că tot au fost sărbători, bănuiesc că ei ca bărbați vorbesc și mai cer sfaturi. Îmi place să cred că Victor primește de la tatălui
semne ale atenției și grijii părintești așa cum ar fi trebuit. Nu știu dacă acest lucru se întâmplă, pentru că există o discreție în dialogurile mele cu fiul meu raportate la acest subiect. Noi doi, adică eu și fiul meu, am trecut prin niște războaie pe care le-am dus împreună ca echipă cu un om care ar fi trebuit să fie alături de noi și nu de partea cealaltă a baricadei, drept care subiectul în cauză am considerat că e bine să-l ținem departe de echipa noastră după ce lucrurile legal s-au rezolvat între noi. Deci nu vorbim cu Victor, avem atâtea lucruri frumoase despre care vorbesc cu fiul meu, încât unele subiecte pur și simplu nu și-au rostul. Da. O singură întrebare mai am, Marina, pentru că de curând a revenit în discuție transplantul de rinichi pe care l-a făcut domnul Socaciu în urmă cu 8 ani. Voiam să te întreb cât de gravă era situația domnului atunci. Of. La treia zi a anului, când lumea încă poartă în suflet spiritul acesta de sărbători, tu mă faci să mă întorc într-o perioadă atât de complicată a vieții mele. Dar, în fine, m-au mai sunat și alți colegi jurnaliști pe această temă. Eu pot să vă spun atât. La ora nefericitului eveniment, sau fericitului, pentru că până la urmă a fost salvată viața unui om, eu aveam o familie cu meu, aveam împreună un copil, aveam o casă, aveam planuri de viitor și aveam, sper eu, și dragoste între noi, drept care la acel moment faptul că Victor a reușit să-și rezolve această problemă de sănătate a fost singurul lucru care a contat. Nu vreau să mă gândesc la alte aspecte, cu toate că o judecată rațională ar trebui să mă împingă să văd și alte laturi ale problemei. Atunci, strict atunci, în acest moment, în acel moment, am fost foarte fericită că omul de lângă mine, pe care îl iubeam, a reușit să-și salveze viața. Acum, dacă este să mă întrebe cineva la rece, probabil că aș spune alte lucruri, dar nu vreau, pentru că m-ați întrebat cum era situația atunci și v-am răspuns cum era situația atunci. Și cu asta n-aș mai vrea să mai vorbesc pe această temă. Eu îți mulțumesc tare mult, Marina, îți doresc să ai un an plin de bucurii și realizări. Și eu vă doresc și realizărilor, adaug și foarte multă dragoste, pentru că fără dragoste nu putem parcurge un an cu toate problemele sale. Așa este. Mulțumesc tare mult!